Deci, atunci suntem din nou în direct. Deci, trebuie să spunem care era situația în Moldova la 1975. Deci, nenorocire curată, se terminase abia electrificarea, s-a forțat în pas, să spunem, alergător, la disperare. Trebuia să înceapă informatizarea aici, să spunem, din rândul acestor activiști criminali, cum era Manșu, cu trei clase primare, cu procurori criminali, să spunem, cum a fost Crâșmăreanu, populația era îndreptată spre beții, spre curvării, spre nemuncă, spre a nu învăța mai ales informatica. Și, în mod, să spunem, paradoxal, cu acest securiști asasin, el venea cumva, prin ordinul lui Ceaușescu, să spunem, se infiltra avea ordinul ăsta, deci la unitatea ca de exterminare, și erau mai multe unități de exterminare, să blocheze cu orice preț vârfurile astea de lanci, să blocheze cu orice preț vârfurile de lanci ale industriei românești, ale culturii românești. Asta aveau, deci aveau directivă exact. De asta îi trebuie luați acum, listați toți, fotografiați, puși. Deci, aici toți ce au fost procurori militari erau cu unitatea asta ca de exterminare, deci cu ținte precise în a lupta împotriva informatizării țării, împotriva vârfurilor, să spunem, de lanci tehnico-economice ale României.